35 de minute, avem câteva sfaturi pentru voi în această dimineață. Sfaturi de la prietenii noștri de la Purina. Vorbim despre căței. Ce râzi, Luca? Nu, cine râde? Pentru vorbim despre căței și despre cum facem, cum transformăm un câine normal într-un câine sociabil și vesel. Nu mă, de ce mă încurci? Lasă-mă în pace. Și despre cum e mai bine să-ți obișnuiești câinele cu mai mulți membri ai familiei, cu prietenii și chiar cu străinii, dar să faci lucrul ăsta încă de mic. Îi dai să guste de fiecare câte un pic. El se obișnuiește cu gustul și după aia îi place un străin mai mult, altul mai puțin. Purina spune că e important să-l obișnuiești cu diferite medii. Asta e cel mai important, să faceți plimbări pe jos, cu mașina, să ieșiți cu familia, la picnicuri. Toate experiențele astea sunt bune pentru câinele tău în perioada în care învață, iar socializarea sănătoasă e atunci când e pui și va asigura lucrul ăsta un viitor fericit. Asta e foarte important, cu adevărat, pentru că sunt, din păcate, încă sunt mulți proprietari de câini, cumpără, iau un câine și după aceea îl țin izolat. Și câinele ăla care nu socializează este temător, agresiv cu străinii și câinii trebuie să socializeze de mici. Păi hai să spun eu de Snoopy, că l-am ținut o perioadă. Snoopy, cățelul nostru, își duce viața fericită în curte la bunici. Uh-huh. Am decis să stea în curte, că e mai bine decât să stea într-un și apartament. L-am dus în diferite medii? L-am dus în diferite medii, pentru că mi-a spus un coleg că e bine să fac lucrul acesta. Toate celelalte experiențe cu alți câini crescuți în curte și numai în curte mi-au demonstrat că nu pot să ies cu el pe stradă. Da, așa, în momentul în care ieșeam din curte, se punea jos și la revedere. Nu puteți să te, să te mai miști cu el. Plus că nu știe să meargă pe lângă tine și așa mai departe. Nu e ordonat deloc. Și dar l-am scos pe grasul nostru de Snoopy, l-am scos de data asta și s-a obișnuit. E important și dacă mai ai alte animale în casă. Sau păi să știi că el socializează cumva și cu alte animale în curte, cu porumbeii de obicei. Cu porumbeii socializează. Da, e foarte prietenos cu porumbeii, la fel cum e prietenos și cu pisicile din curte și așa mai departe. Da, luați-i boboc de rață. Ăla se ține, bobocul de rață se ține după așa e. Ce prinde. Acum, în cazul lui, cățel. Dacă vede la început, adică și să fie drăguț. Atunci când iese din nou, vede. Nu, mă, dacă ție un boboc de rață acum de la piață, da, și stă cu tine o zi, se ține numai după nu vrei tine. Să ții un boboc de rață? Am avut când eram mic. Mi-ar plăcea să văd asta, să vin la radio și bobocul să stea. Acum revenim, Vlad are dreptate. E bine pentru cățelul tău să-i faci cunoștință și cu alți căței. Sigur, nu le dai drumul. V-ați întâlnit, le dai drumul aici, împrieteniți-vă. E bine să ții situația sub control, dar să-i faci cunoștință cu alți căței. De asemenea, e bine să-i prezinți câinelui și pisicile. Adică e bine să fie câinele, și pisici în viața deci lui. Câine, ți-o prezint pe pisică. Pisică, el este câinele. Mie mi-a plăcut, apropo de sfaturile astea, prietenii de la Purina ne-au zis așa: dacă prezinți câinele unei pisici, e bine să lași ușa camerei întredeschisă, ca să-i lași pisicii loc să fugă în caz de nevoie. Sau câinele. Adici. Sau că e nevoie de timp de răbdare ca să poți să îi faci să se împrietenească. Una peste alta, sunt numeroase cazurile în care câinele și pisica s-au împrietenit și trăiesc împreună fericiți în aceeași casă. Sigur, până la urmă. Sunt și astfel de cazuri. Sunt și astfel de cazuri. Oferă puiului tău de câine un start optim în viață și câștigă premii pentru el cu Purina Proplan la Europa FM. Ăsta e un alt anunț important. Până pe 25 iunie, de luni până vineri, pe pagina de Facebook Radio Europa FM, poți câștiga premii de la Purina dacă răspunzi la întrebările noastre zilnice. Așa îți și testezi cunoștințele, te și lauzi cu câinele tău și în plus poți câștiga premiul pus la bătaie la Europa FM. Avem un puppy kit. Deci aici e mâncărică? Aici e mâncărică. Puteți vedea în transmisiunea live de pe pagina de Facebook. Puppy kit-ul ce poate fi câștigat în fiecare zi pe pagina de Facebook Radio Europa FM conține un Proplan OptiStart Medium Puppy de 800 de grame. Care arată bombă. Adică deci, ambalajul ce puțin Luca, arată de device electronic, nu de mâncare. Luca, pentru căței. Tu n-ai animale în casă? Nu. Deci vreau să spun că sunt unele conserve, nu știu asta de câini, că n-am mai avut câine de mult și, mă rog, când avem o câine, nu-i dădeam conservă, că nu existau. Dar pentru pisică, pentru pisoiul poche, ăla are niște conserve, frate, când le deschizi, miroase a tocăniță, îți plouă în gură, serios, este ceva. Nu știu, ambalajul, repet, e... Aha. Ție-ți dăm ambalajul, Luca, să te joci cu el. Vreau o cutie de asta. Avem un ghid de îngrijire a puiilor de câine. Ce se poate întâmpla?
Un pliculeț de un gram de Fortiflora e supliment probiotic pentru câini și o broșură ce conține informații despre Fortiflora. De asemenea, avem și o husă, arată de asemenea foarte bine, o vedeți pe Facebook, o husă de protecție pentru bancheta mașinii. Uh-huh. Asta e cei important. Care își plimbă cățelul și cu mașina știu cât de important e să ai o astfel de husă. Proprietarii de Golden Retriever atunci când afară a plouat și sunt bălți și noroi și nu numai. Apreciază o husă bună, rezistentă și indestructibilă pentru bancheta din spatea mașinii. În fiecare zi pe pagina noastră de Facebook dăm premii, așa că nu mai aștepta, intră, testează-ți cunoștințele și oferă puiului tău de câine un start optim în viață cu Purina, Proplan și Europa FM. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.